Parchetul general preia dosarul sinuciderii fiului procurorului Teodorniță. Secția de urmărire penală de la parchetul general a preluat ancheta în dosarul în care se efectuează cercetări cu privire la împrejurările în care fiul procurorului s-a împușcat în cap, transmite Ager Press. În acest caz sunt efectuate cercetări în rem pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și ucidere din culpă. Vă reamintim că executorul judecătoresc Adrian Petrică Niță, în vârstă de 31 de ani, s-a împușcat duminică în cap. El este fiul procurorului Teodor Niță din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel Constanța, renumit pentru investigațiile derulate cu privire la importuri ilegal de deșeuri în România prin portul Constanța. Potrivit unor surse din anchetă, fiul procurorului a mers duminică la locuința tatălui său și a luat din seif pistolul care aparținea acestuia. A plecat apoi la locuința sa și cu pistolul tatălui s-a împușcat în cap. Înainte de a se sinucide Adrian Niță, i-a scris tatălui un mesaj în care își explica gestul. Procurorul Rulnița a plecat de urgență spre locuința fiului și l-a găsit pe acesta într-o baltă de sânge. A sunat la 112 și a cerut ajutor. Medicii au venit de urgență, l-au resuscitat pe tânăr și l-au transportat apoi la Spitalul Județean Constanța. Din păcate, după numai câteva ore, inima acestuia a încetat să mai bată.